vești bune pentru studenți și elevi. O companie furnizoare de energie electrică va acorda pentru anul școlar universitar 2018-2019 50 de burse celor care aleg să urmeze o carieră în domeniul energetic, concomitent cu șansa de a lucra în companie după finalizarea studiilor. Programul se adresează studenților de la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Ovidius din Constanța, precum și tuturor facultăților cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic și electromecanic, dar și cele cu profil economic, juridic și IT. De asemenea, pot beneficia de aceste burse și elevii înscriși în instituțiile de învățământ preuniversitar, profesional și tehnic cu profil energetic și electromecanic. Bursele vor fi împărțite astfel: 30 vor fi alocate mediului universitar, iar 20 mediului liceal. Valoarea acestora este de 1000 de lei pe lună pentru studenți și 600 de lei pentru elevi. Nu toate dosarele depuse vor fi însă acceptate. Candidații trebuiau să îndeplinească următoarele criterii: să fie înscriși la cursurile la zi la una din specialitățile menționate și să îndeplinească condițiile de înscriere în anul al treilea de studiu, iar elevii să fie înscriși la un liceu, colegiu tehnologic și să îndeplinească condițiile de înscriere în clasa 11-a, să facă dovada promovării tuturor examenelor din anii de studiu, media de absolvire să fie 8 și media la purtare pentru elevi 10. Nu primesc o altă bursă din partea unei societăți, organizații sau instituții de stat, alta decât instituția de învățământ superior la care a fost admis sau de la Ministerul Educației, cu excepția burselor cu caracter social. Lista candidaților admiși pentru interviul de selecție va fi făcută publică pe 17 septembrie pe site-ul companiei, iar ulterior se va stabili ce elevi și studenți vor primi bursă.